Neața, bună! Azi am pornit într-o nouă drumeție în Bucegi, plecare din Bran. Urcăm pe bandă roșie în prima zi și încercăm să înoptăm la Țigănești, la refugiu. Majoritatea traseului este prin pădure. Și ne protejează de toropeală. Cerul este senin. De pădurea de brad, păsărele, avem puțin și ajungem la Poiana Clincea. Aici o belvedere faină.
faceți de priveliște asta. Magic. Am ajuns la locul unde vom dormi diseară. Asta e peisajul pentru care am venit aici. Zona cu turnurile țigănești. Pleca la 9:30 din Bran. Am ajuns pe la 3:30 la refugiu țigănești. 8 km traseu până aici. Și ca altitudine am plecat de la 950 și aici suntem la 2180 de metri. Este vis locul. Sunt vreo 5 oameni care își pun aici corturile. Creasta asta mică. Superb. De fapt nu prea am cuvinte să descriu. Trebuie să veniți aici. Poate avem noroc diseară să vedem și un apus superb pe acea stelele.
insist mai mult pe zona cu turnurile țigănești. Cea mai faină zonă din Bucegi. Ca stâncă. Ca relief geologic. Pentru mine. Și cu Bucșoi în stânga, se vede și omul. Mâine vom urma această potecă tot bandă roșie până la intersecția cu triunghii galben. Coborăm pe partea cealaltă. Facem un traseu circular. Ba nu, smurg, direct. Vezi, suntem la înălțimea elicopterului. Chiar deasupra lui. Tare, nu? Unde să o duci? La Brașov? Da, la Brașov se duci. Poftă bună, Rărășică! Câteva impresii de călătorie? Puțin. Hai, descrie puțin traseul ăsta pe care am urcat azi. Am urcat 5 ore cu pauze. Au fost niște porțiuni un pic mai grele, dar am descurcat. Și unde am ajuns? Țigănești. Refugiu Țigănești. Și acum ce faci? Mănânc. Ce mănânci, mă? E bun? Da, e bun, mâncare uscată. Mâncare uscată și chicâine. Mâncare uscată? Bravo. Am plouat de la 4 dimineața. Nu s-a respectat prognoza. N-ar fi prima dată. Apropo de ploaie, să știți că în acest minunat refugiu cam picură când plouă. Nu vă puteți baza pe el în cazul ăsta. Neața. Uite aici. Picățele. Picățele. Picățele, picățele. Cam peste tot. Picură pe la rosturile astea. Nu.
Așa, așa. Bun, așa, bravo. Două mâini date de lanță. Hai, că aici nu-i periculos. Ușor, da? Spre mine aici. Asta văd că e un traseu foarte vechi. Da, este de mult. Calcă încet, da? Ține-te de perete. Așa. Tot așa, de piatră. Ha. Hai că așa. Da, 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 ușor că are aderență piatră. Chiar dacă e ud, ai ghete bune. Așa, așa, așa. Hai, pe peretele ăsta. Pe peretele ăsta. Așa, pe ăsta. Pe peretele ăsta. Fie vreo piatră. Dislocată.
Postăvaru, Piatra Mare și uitați aici peisaj. Deci eu vă spuneam că îmi place maxim zona asta, aceste formațiuni geologice sunt superbe. Turnurile Țigănești. Uitați și jos acum. Altfel, traseul nostru de ieri a fost prin pădurea de Bras, pe acolo, prin spate. Refugiul e aici. Se și vede marcajul acolo. După creasta aceasta din față. Cum era, Reșica? În top. Îți place? Da. Să iasă, na, de sparg nori. Sunt mai bine că a plouat, că s-a răcorit. Dacă era soare acum, era toropeal. Ce ai în mână? Mahriș, cu iarbă. Îți place? Da. Ai de mâncare mănânci pe tot? Da. Poftă bună! Mulțumesc!
și am intrat în pădure. Aproape am terminat și tura aceasta. 8 km ieri, aproape 12 astăzi. Ca să vă curați de ea, trebuie să o faceți în 2 zile. Puteți nopta la Țigănești lângă refugiu. Mai bine vă luați cortul ca să evitați problemele cu picuratul apei dacă plouă. Avantajul turei este că se poate face vara, chiar și în unele foarte călduroase. Se urcă prin pădure, se coboară prin pădure. Cam 80%, 70-80% din traseu. Destul de plăcut, foarte ok, echilibrat traseul. Pădure, creastă, vale, pădure. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, vă rog să mi le adresați. Până atunci, vă doresc sănătate și să ne vedem cu toții pe munte, chiar și în familie. De ce nu?